Atacul a avut loc la o școală creștină din Nashville, în sudul Statelor Unite ale Americii. Este vorba de o tânără care a deschis focul, o fostă elevă care a fost la rândul ei împușcată de polițiști. Tânăra era transgender și circumstanțele în care s-a produs tragedia încă sunt neclare. Cei trei elevi uciși aveau toți 9 ani. Adulții care și-au pierdut viața sunt directoarea școlii, în vârstă de 60 de ani, Cynthia Peck, despre care poliția a spus că ar fi fost o profesoară suplinitoare, și gardianul, ambii în vârstă de 61 de ani, potrivit Agner Press. Persoana care a comis acest atac, identificată de poliție ca Audrey Elizabeth Hell, a fost împușcată rapid de ofițerii sosiți la fața locului. Tânăra, în vârstă de 28 de ani, fostă elevă a școlii, se identifica ca o persoană transgender, iar profilul ei pare să identifice dorința de a folosi pronumele masculin. Atacatorul a intrat în această școală creștină privată din capitala statului Tennessee, înarmat cu două puști de asalt și un pistol, și a tras printr-o ușă de sticlă, după care s-a îndreptat spre primul etaj al clădirii, unde a făcut victime. Motivul atacului este deocamdată necunoscut, dar poate fi legat de o ranchiune împotriva școlii, a declarat șeful poliției din Nashville, John Drake. Un manifest descoperit în timpul unei percheziții în locuința lui Andrew Hell a identificat alte potențiale ținte, a spus el. Acest document, precum și un plan în care sunt indicate punctele de acces în școală și alte note suplimentare găsite în mașina sa, par să indice că atacul armat a fost premeditat. Statele Unite, unde sunt în circulație circa 400 de milioane de arme de foc, sunt frecvente îndoliate de atacuri sângeroase, inclusiv în mediul școlar. Cea mai marcantă dramă recentă s-a produs la Uvalde, în Texas, în mai, unde un tânăr cu o armă semiautomată a ucis 19 copii și 2 profesori. Relatează adevărul.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.